Suntem în a doua zi de FIAR 2012 și tocmai începem conferința piețelor internaționale. Alături de noi este Oleg Toronceanu, coordonatorul acestei conferințe. Bună dimineața, Oleg! Bună dimineața! Te rog, spune-ne la ce teme de dezbateri să ne așteptăm în acest an. Ca de obicei, conferința principală de la FIAR are două teme principale și anume piața românească de asigurări, pe care o vom dezbate în prima jumătate a acestei zile. Vor fi alături de noi președintele Comisiei de Supraveghere din România, alături de liderii celor mai importante companii de asigurare din România. Urmând ca în partea a doua să vorbim despre piața internațională și aici vom avea prezentările liderilor unor companii de asigurare, reasigurare și IT din Europa Centrală și de Est și din Statele Unite. Mulțumim foarte mult, Oleg! Vă invităm să rămâneți alături de Exprim TV și alături de unoasic.ro pentru a vedea cum decurg discuțiile conferinței.